Armin, bine ai venit! Bine te-am găsit! Ești emoționată? Te așteptai? Nu te așteptai? Nu te așteptai? Nu mă așteptam! Perfect, hai să vorbim despre tine puțin, să ne readucem aminte. Hairstylist? Da. Din Craiova? Da. Căsătorită? Da. O fetiță pe nume Ambra? Doamne ajută! Perfect! Energie bună? Da. Ai cochetat cu bohohou puțin? Tot timpul. Dar e safe. Așa, să trecem peste. Da, continuăm, 23. Ai spus că ai ascendent în Fecioară. Eu sunt Fecioară cu ascendent în Fecioară. Doar pământ și atât. Exact. Dar cum sunt Fecioare? Adică, sunt geniale Fecioarele, Cosmin. Dar sunt mai rare. Sunt niște... Care a fost deșteptul? Pavel? Pavele. Sunt mai rare la noi în țară. Vai de mine! Sunt foarte rare! Mică și puternică. Mulțumesc, te apreciez foarte mult, te respect și îmi place că ești o pată de culoare în tot acest show. Să 13 numărul bine. Meu de naștere, sper norocos. Să spun noroc. Doamne ajută. Norocos, da. Mor. Și eu. Leșin. S-ar putea să fie o sumă mai mare, dar nu să fie 75. Măi, dar nu ne încurca. Uite, mă, la ei fac poza. Wow! Ce ai face cu 100.000 de lei? Cu 100.000 de lei, scopul meu e să aduc raiul pe pământ, să-mi iau teren undeva în Munții Apuseni și să fac un retreat care o să se numească Heaven. Perfect, bun. Păi hai să începem cu prima rundă. Știi regulile? Bineînțeles. Da? Ești pregătit? Da. Perfect. Runda întâi! Știi ce ai de făcut? Da. Trebuie să elimini toate numerele la roșii și să rămân cu cele galbene. Super. Ok. Cutia numărul 22. La mine. Gabi, tu ești? Eu sunt. Ce surpriză, nu-i așa? Da. Era prea fi brunetă să-mi iasă. Da, e... Da, e o plăcere personală de-a mea, pe care am descoperit-o acum mult timp. Să ce? Să port peruci. Aha. Peruci, extensii, schimbări de look. Iubitul tău ce zici? Culmea, soțul, pardon. Soțul, da, mă preferă mai simplă, machiaj simplu, nu pot să mă abțiu, nu pot. Am înțeles, foarte bine. Cutia cu numărul 15. 15! Cosmin, vreau să te întreb dacă îți place cum am îmbrăcat. Ești să te vedem, drag. Super! Și câți ani are? Am și eu ceva să-ți spun. Ce anume? 25 de ani. 25 de zile. Ok. Și 7 ore. Ok, am și câte minute? 15. Asta e ofertă? Hai, asta mă încurci aici. Hai cu 15, hai. Și 49 de minute. Hai să zicem că e bine. Am ghicit? Da. Aha. Încep să prind și tu superputeri. Voiam să spun că topul ăsta e făcut de mine și e făcut dintr-o veche fustă de blu și voiam să-ți propun să-mi dai sacoul tău să-l fac cumva să fie mai cool, adică tu oricum ai sclipire, dar să fie mai actual, știi ce zic? Ce vrei să tai? Să-i fac așa niște decupaje, să-i pun niște lanțuri, poate, nu știu. Să pună lanțul, ia, că știi hai deja. Că vorbim despre asta, deschide cutia. Hai. 19, Gabriela. Ești ravisant, așa. Pentru că sunt blondă. Blondele întotdeauna au ceva aparte. Mi s-a părut culoarea asta atât de mișto. Am fost 10 ani blondă. Aha. Și, nu știu, aveam altă încredere în mine. Și... Ia uite, ce vreau să zic? Nu știu. Cam asta. Te întreb eu. 14, perfect. Valentin. Gabriela, noi în spatele platoului zic că am construit o relație de onestitate. Astăzi, înainte de a intra în platou, simțea că o să intre în platou și nu știa sigur dacă a ales costumația bună pentru a fi acolo în centru. Și bazându-mă pe ce am discutat, adică să fim onești, eu zic că nu arăți chiar bine azi. Arăți perfect, arăți radiantă, strălucești! Mulțumesc! Hai!
Întotdeauna te uiți înainte. Da, așa face, așa dar face. Eu mă aștept de la Denisa să-i mai tragă una peste cameră. Cosmin, ce spune fața mea? Ce? Ce spune fața mea? Che Guevara. E mare? E mică, hai. E mică? Da. Ruxi? Suma. E mică. Ce vorbiți, mă? E foarte greu, nu mi-aș fi imaginat că lucrul ăsta. Ce să fie greu? N-ai cum să-ți dai seama, nu? Păi normal că n-ai cum să-ți dai seama, că dacă aveai cum să-ți dai seama, cel puțin șamanul câștiga. Da, 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 să da, nu da, mai da, vorbim. Da. Au încercat și matematicieni, profesori la universitate cu tot felul de scheme, de așa au calculat Radu, dragul de el, și șahiști și tot n-au reușit. Da. Adică este absolut... N-ai cum, doamna avocat e singur acolo, nu are o strategie, bine, le pune în cutii, da, dar după aceea voi trageți la sorți fiecare cutie, n-ai cum. Da, foarte 24 bine. De necunoscute, la câtă matematică știu eu? 5, 4, 3, 2, 1. Doamne. Astăzi te dăm foc la valiză. Ce e, Neața, stai un pic, să mă răbunesc. Vă iubesc. Ia uitați-vă, domnule. Ia uitați-vă. Face baie de mulțe, zvârcolește ca un chibrit pe aici. Scăpărici, hai! Neața. Servus. Hei, ciao, bine ai venit. Las-o. Ce avem aici? 24, da? 24. Bun, mai am unul. Îmi cer scuze la cameră. Eu am apreciat tot ce faci aici și m-am gândit să-ți fac un gest de maximă iubire. Este prima mea lucrare, nu lucrată numai profesionist, este lucrată cu multă prietenie și iubire pentru tine. Acum ți-o dau. Nu. Am să fac o mică previziune buhuhu, dacă nu te superi. Nu. Iar previziunea mea buhuhu este următoarea. Ce frumos! Cosmin se leșină pe el de râs în 3, 2, 1, 0. Aaa, nu cred! Nu cred! O, coace, cu arătă! Nu cred! Cât de nu citi, nu citi! Cât de tare! De ce să nu citești? Imediat! Doar dă-l la cameră! Imediat! Următoarea cutie după a fost 5 sau 6? 6. 6. Este cutia cu numărul 2, Luigi Savoia, agent de publicitate. Trebuie să spun două cuvinte? Da, despre el, da. Păi, lucrezi în publicitate, bagă 4. Vorbește mult. Ce a zis-o Luigi? Luigi, mai zici ceva, mai. mai ai voie două. Vorbește puțin. Vorbește mai puțin. A fost un îndemn. Vorbește mult, vorbește puțin. Cuceriri? Păi... Păi da. Da. Există un proiect. Proiect? E în derulare. Cu stânga, dacă nu ești proiect. Stai mă că e în derulare, măi, Vali. Da. Și... Da, chiar îmi place fata asta foarte mult. Derulează bine. Spor la treabă atunci. Vrea să câștige pentru nuntă banii. Exact. Acum mi-am schimbat perspectiva. Aveam planuri, dar acum am alte planuri. Ai cunoscut-o de curând? Da, de câteva luni am cunoscut-o. Foarte frumos. Să fie mult foarte frumos. Da, da, exact. Nici o seară dormit în camera. Nici o seară. Aolo, Luigi, nu mai da din ce cap. Ce obraznic e ăsta, mă? Cu tine în cameră stă? Da, stă. Nu stă, efectiv. Nu stă. Apare în acte. Wow, ce mișto e. Mai ajut, te rog. Da, sigur, cum să nu, Doamne. Eu să nu te ajut, mulțumesc, Georgiana. Mulțumesc, Cosmin. Te rog să iei un loc. Mulțumesc. Bine ai venit. Ce e aici? Ei, am un unicorn. Un unicorn? Da. Ce-i cu el? Păi eu am o întreagă colecție de unicorn și l-am luat pe ăsta cu mine ca să-mi aducă noroc. Unicorni aduc noroc? Da. Da? Sunt considerate ființe magice. Ce tare! Și, păi, tu poți să-l văd? Uite, e mic și negru, așa ca mine. Oh!
E bine. Hai că e bine. E bine, e bine. Ți-am luat o piatră după inimă. Am scăpat de aia. Am scăpat de stres, vorba aia. Nu ne mai gândim la ei. Perfect. Următoarea cutie. 24. La mine aici, Cosmin. Așa, Gabi. Da. Ultima ta pățanie cu poliția. Te-au arestat că ești prea frumoasă? Hey. Ce ai făcut? Luigi, watch and learn! Watch and learn! Drop the mic! Da, exact. Ți-am spus că egalăm? Da. Ți-am spus că intrăm la pauză cu scor egal? Nu prea te-am crezut că tu... Ce vor? Eu nu le nimeresc? Știu da, că nu le sunt. Da, venea să te cred acum. Praf sunt la asta. Și eu. Sebastian, te văd cu cărțile de tarot. Ne spui ceva sau nu ne spui? Cred că te sună. Mă întorc de la Iași la Botoșani. Așa. Merg liniștită, muzica tare, că eram cu fetele, party. Văd sirena, zic, cred că e pentru mine. Cred că mă cap. Ori e pentru mine, ori sunt luminile de la discotecă, să ceva. Vezi, da. Sau alătura petrecerii. Ori vor și să petreacă, nu eram sigură, dar zic să vezi că e pentru mine. Trag pe dreapta, dau geamul în jos, se uită așa, zice, ok, bun. Zice, dă... Dă un pic geamul mai în sus, că îl dădusem în jos. Că vrea să vadă la folie dacă e lipită sau nu. Da. Nu știu cum am dat din greșeală, am tras de butonul ăla, s-a dus geamul până sus, s-a prins mâna la... Hai, lasă! Săracul om! Săracul om! Nu știam cum să dau mai repede de geam, am dat, el făcea așa cu mâna, zic, îmi cer scuze, zice, nu-i nimic, nu mă duc.